În data de 4 decembrie, administrația financiară a emis o adresă prin care a fost majorat plafonul privind cheltuielile de personal în instituțiile de învățământ. Această decizie a determinat convocarea de urgență a consilierilor locali, fiind necesară aprobarea acestora. Și avem de ordinea de zi un singur proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Cumpulu. Dacă doamna contabil șef are ceva de spus. Detaliile privind adresa emisă de către administrația financiară, precum și alte lămuriri necesare consilierilor Câmpul Ungeni pentru a fi sau nu de acord cu rectificarea bugetară, au fost prezentate de către șeful Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpul Ung, Roxana Bragă. Adresa din data de 4 decembrie de la Finanțe, în care s-a majorat la fundul pentru cheltuiala de personal la învățământ, pentru salarii, cât și pentru hotărâțe de cătorești. Majorarea plafonului a dus și a implicat faptul această rectificare, fiind necesară pentru întocmirea statelor de plată pentru data de 10 și 11 ale lunii acestea. Finanțarea cheltuielilor de personal nu este asigurată într-un procent de 100%, va mai fi o altă rectificare, cred că o altă ședință vineri sau luni, pentru diferențele de bani. Se vor aloca hotărârile judecătorești restante, tranșa 3 plus ultima tranșă de 2014, salariile integral pe tot anul și plus o parte din hotărâri judecătorești pe 2015. Spuneți care ordine? Salarii, hotărâri, în primul rând salarii, hotărâri 2014 și după un period 2015. Hotărâri 2014, după aia salarii și după aia hotărâri 2015. Așa va fi ordinea cronologică. Deci întâi trebuie acoperite salariile, după aceea hotărârile 2014-2015. Cum unde-i lege, nu-i tocmeală, primarul municipiului Câmpul Ung, Călin Ioan Andrei, a ținut să dea asigurări cadrelor didactice Câmpul Ungene că își vor primi salariile, iar sumele necesare vor fi alocate în scurt timp. Să înțeleagă personalul din învățământ, că de îndată ce avem informațiile, convocăm ședințele și facem și demersurile pentru transferarea sumelor, pentru că i s-a adus la cunoștință să contacteze administrațiile locale din fiecare localitate și să facă presiuni ca să repartizăm sumele. Fiecare dată când am avut la dispoziție toată documentația, imediat am dat drumul la ședințe, ca și astăzi. Deci să nu se îngrijoreze personalul din învățământ că nu vom proceda de îndată la aceste rectificări pentru a-și primi sumele alocate. Cum vor fi repartizate aceste sume, ce procente sau după ce criterii, urmează a se stabili cât de curând? S-au făcut în funcție de necesarul fiecăruia, da? S-a dat procent în funcție de pe hotărâri, în funcție de necesarul lor procent pe fiecare unitate și pe salarii și pe hotărâri. Se vor achita un procent din salarii. Și vineri, aseară a fost ordonanța de guvern cumplitare, s-a majorat diferența de plafon și bănuiesc că vineri până primim decizia de la Pitești, se vor acorda toate. Întrebarea mea era următoarea, să face procentual la tot ce înseamnă cadrul de învățământ sau să face legal la anumite unități, rămânând ca zilele următoare să vină plata la restul unităților? Păi unii au avut acoperire din costul pe elev. Da, seminarul, liceul Dan Batilian și liceul tehnologic au avut 600% salariile, da? Restul au unii au avut mai mult, alții mai puțin, alții da. Nu au mai avut acoperite sumele din 1 august. Da. Școala de muzică și școala 2, da. După doar câteva minute de dezbateri, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Câmpul Ung a fost supus la vot, fiind aprobat în unanimitate. Da, mulțumesc că mai sunt alte discuții. Dacă nu vă supun la vot, acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Deci, doar mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participare.